La începutul anului trecut, Ministerul Dezvoltării a informat Inspectoratul Școlar Suceava că 37 de primării din județ vor primi câte un microbuz pentru transportul elevilor. 18 dintre mijloacele de transport au ajuns în județ înainte de debutul anului școlar 2014-2015. Atunci, însuși Liviu Dragnea a venit la Suceava ca să împartă cheile de la mijloacele de transport. Ești și șoferul aici? Da. Unde? Tu ești? Stai grijă. Stai grijă cum mergi cu mașina. Are. Câți ani ai? 24. Are atestat. 4. Mergi cu grijă, da? Ai copii, da? Cea de-a doua tranșă de microbuze va ajunge la Suceava în septembrie anul acesta, cu toate că era așteptată în decembrie 2014. Cele 19 primării care vor primi câte un mijloc de transport pentru elevi sunt Adâncata, Burla, Bogdănești, Breaza, Cornul Luncii, Dărmânești, Fundul Moldovei, Horodnic de Jos, Iacobeni, Ilișești, Ipotești, Izvoarele Sucevei, Moldova-Sulița, Șarul Dornei, Șcheia, Straja, Udești și Vulturești. Cele 19 microbuze vor veni până la 1 septembrie. Așa ne-a spus Ministerul Dezvoltării. Microbuzele școlare au fost împărțite politic. Prima tranșă a ajuns în mare parte la primăriile conduse de primar PSD. Cele mai multe dintre primăriile, care se află și acum pe lista de așteptare, au primari PNL.